Începe ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni, doamnelor și domnilor. Președintele Klaus Iohannis, ascultăm. Temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 2 al articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicată, precum și ale articolului 47 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează. Se numește în funcția de membru al Guvernului doamna Ioana Mihăilă, ministru sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Onorați musafiri, doamna ministru, preluați astăzi un minister foarte complicat, Ministerul Sănătății, într-o perioadă extrem de dificilă de pandemie. Vă doresc multă putere de muncă, mult succes, vă doresc să vă integrați în echipa guvernamentală și cred că este un moment bun să spun că sunt foarte bucuros că în coaliție s-a găsit un modus vivendi care ne dă tuturor speranțe că lucrurile de acum înainte vor merge și mai bine și în acest sens doresc și guvernului să găsească o colaborare foarte bună între membrii guvernului și în acest caz special să o sprijiniți pe noua colegă, doamna ministru Mihăilă, fiindcă va avea enorm de multe probleme de rezolvat, iar coaliției de guvernare îi doresc mult succes și să terminăm cu rezultate notabil de bune această etapă nefericită pandemică. Sper foarte mult ca printr-o campanie de vaccinare de succes să reușim până în vară să ieșim din pandemie. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc o seară bună și multă sănătate. Președintele Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, cu un mesaj